Bună dimineața, dragii noștri! Am vorbit despre faptul că astăzi este ziua vegetarianilor și la noi, Republica Moldova, pot fi găsiți și arată foarte bine, ca să știți. Iar avem și cineva la bucătărie și arată foarte bine. O să gătim în stil vegetarian și alături de mine este doamna Lucia Gavreliță. Bună dimineața, doamnă! Bună dimineața și mulțumim pentru invitație! Bine ați revenit, de fapt, că ne-a plăcut de dumneavoastră, de aici m-am chemat. Da, și mie mi-a plăcut foarte mult aici. Nu știu cum să fac, să vă felicit. Pentru că astăzi este ziua vegetarianilor, felicitări! De ce nu? Cum sărbătoriți ziua asta? Mâncând doar vegan. Altfel nu se putea, de fapt. Ce gătim astăzi, doamne? Astăzi noi o să pregătim o ciulama din crucifere. Fără carne. Fără carne, evident, pentru că e ziua vegetarianilor. Ciulama, când spunem și cei de acasă, așa sună cumva acolo, că ar trebui să fie un piept de ceva, carne. Dar la noi nu avem carne. Corect. Da, puteți să ne spuneți despre rețetă, din ce este compusă ea? Așa, pentru că este din crucifere, am selectat trei alimente din familia cruciferelor și anume varza albă, conopida și broccoli. Deci toate trei sunt din familia cruciferelor. În general, cruciferele, noi ne alimentăm vegetarian sau vegan și pentru ca să fim mai sănătoși. Foarte așa bine. Așa cum ați spus dumneavoastră. Și toate cruciferele au un aport foarte sporit de calciu și o formulă sau calciu în așa formă încât să se poată asimila cât mai bine. Doamnă, dar vegan, cei care sunt adepții veganului nu prăjesc. Nu prăjesc și nu consumă lactate, ouă și deci nimic de origine animală. Cu ce pot eu să vă fiu de folos astăzi? Haideți la un moment dat să tăiem varza. Dați-mi mic, eu mă descurc bine. Cum să o tai, doamnă? Avem nevoie de 100 de grame de varză, oricum, pentru că acestea noi o să le procesăm. Ok. O să le dăm printr-un blender la viteză mică. Ok, dar trebuie să fie mărunt sau e bine? 100 de grame, așa, o bucată mai mare, pentru că noi oricum o să mărunți, o să punem aici la... Cât de mășcat să tai eu, că nu prea știu. Cam, tai eu așa, în patru. Jumătate? În jumătate, da. Of, doamne. Cuțitele astea la noi, parcă nu ar fi gospodar cineva, trebuie să le ascuțăm. Așa. Și o să le cântărim. Să vedem. Totul 100 de grame. Dar trebuie să tai sau nu? Nu, așa, bucăți mai mari. Ia uitați-vă. Cum o să le dăm? Dăm acolo, da? Așa, da. Dar eu m-am apucat. Poți să-l mănânc, da? Da. Așa, 100 de grame. E bun. Varza este bună pentru sănătate. Medicii spun că e bună la tonus muscular. Da. Și pentru vedere, foarte bun. La fel pentru vedere și pentru aportul de calciu, spuneam mai devreme. La fel pentru cei care au probleme cu articulațiile. Este foarte bună. Deci acum o să punem conopidă, da, conopidă. Să nu încurcați să puneți. Asta tot trebuie de tăiat așa un pic. Floricele. Iată așa, micuță. Așa să fie. Așa, mai micuță. Deci câte conopidă să tai, o să punem vreo 5-6. Avem nevoie tot de 100 de grame. Super. Așa. Da. Conopidă o să punem tot 200 de grame. Okay. Am vorbit despre varză, beneficiile varzei, dar conopida la ce este bună? Pentru ce? Conopida este foarte bogată în fier. Deci toți cei fier. Care au probleme, da, o să tăiem un pic piciorușele ca să fie mai... Aspect frumos, da, sau elegant. Aspect mai frumos, da. Dar eu îmi dau seama, din tot ce avem aici pe masă, că este foarte costisitor să fii vegetarian de în ziua ce? De azi. Sau vegan, nu? De ce? Pentru că, cât costă un kilogram de conopidă? Of, dar cine l-a procurat astăzi? Colega dumneavoastră, eu nu știu. Dar nu e mai scump decât carnea, vă asigur. Da, îmi dau seama. Dar vreau să mă întreb ceva. Avem și noi un coleg care este vegetarian. Așa. Și mă uit la dumneavoastră care arătați extraordinar de bine. Dar el are așa, e puțin mai plinuț. Și eu nu mai sunt. Corpulent. Și nici eu nu sunt foarte slăbuță, pentru că a fi vegetarian, asta este o preconcepție printre altele. A fi vegetarian sau vegan nu înseamnă să fii neapărat foarte, foarte slăbuț, trebuie să fii așa cum, deci de fapt ești așa cum te simți tu cel mai bine. Perfect. Și acum ce se face? Acum un pic se procesează. Oh. Dați nimic. Nu trebuie tare. Ia uitați-vă ce de repede s-a fărâmițat. Da. Perfect. Așa, cred că tot aici o să o punem, da? Da, putem să punem și că mai avem altul, mai este aici. Dar puteți să puneți acolo dacă încape. Haideți așa. Așa. Vedem un pic mai
mai fărămițăm, nu trebuie să fie foarte fărămițat. Deci ca și cum tăiat mărunt. Și la fel nu este obligator să-l dăm prin blender, se poate tăia mărunt, mărunt, mărunt dacă gospodina dacă este bine. Dacă nu avem acasă un blender, da? Dacă gospodina este, are timp. Dar dacă nu avem timp, putem să o facem așa la... Da, aici super. Una... Noi profităm acum de tehnică, avem multă tehnică aici, vedeți? Și pentru că toată lumea este ocupată și se grăbește la lucru. S-a pus varză, conopidă. Da. Și brocoli. Și brocoli. Deci trei tipuri de crucifere. Foarte simplu. Și o să mai adăugați aici, doamne? Aici noi o să mai punem mai târziu un pic ceva din brocoli încă un pic să-l mai fărămițăm. Semințe, pentru ca să dea și o... O nuanță de gust, de asta, da? Da, da, da. Doamne, pentru că dumneavoastră sunteți adeptă a alimentației vegetariene. Așa. De ce credeți? Prin ce carne este rea pentru sănătatea noastră? Pentru că mă gândesc și eu, într-o zi, poate mă conving, mă convertesc și eu. Mă lepe de satană, știți, doamnă, cum de carne mă lepe. Da. Ce spuneți? Deci, cel mai, să zic, din ce cauză medicii, las la mine, doamnă, nutriționiști, eu mă medicii nutriționiști recomandă să nu consumăm carne, este pentru că carnea, în primul rând, are, este foarte... foarte toxic acum, ultimul timp, deci animalele se hrănesc. Acum punem un pic de marar și pătrunjel. Dacă vrei, poți stai tu. Pot stai și eu. Da, dați așa, să mă puneți. Dar dumneavoastră vorbiți, ca fiecare să se ocupe cu ce poate, știți? Așa. O să punem un pic de ceapă cozi. Ok, acum avem ceapă. În grădină există. Da. Este foarte bine atunci când noi cumpărăm din magazin și nu știm, normal, că nu știm dacă le procurăm din magazin cum au fost crescute, să le ținem un pic în apă cu sodă de mâncare. Super. Vreo 5 minute. Deci o linguriță de sodă de mâncare la 3-5 litri de apă. Și le ținem un pic în apă, nu foarte mult, nu mai mult de 5 minute, pentru că altfel toate vitaminele care sunt solubile în apă iese. Dar vreau să vă întreb, în Republica Moldova, în ultimii ani, este creșterea numărul persoanelor care... Opa, așa. Da, da. Așa. Crește numărul persoanelor care se alimentează mai sănătos. Ia stați să ne-ai o farfurie. Așa. Pentru că crește numărul bolilor, știți? Iată și așa, sunt foarte multe probleme de sănătate care uneori, pentru care medicina nu are un răspuns. Da, da, da. De exemplu, așa cum a fost în cazul nostru, noi am avut, aproape toată familia am avut probleme foarte grave de sănătate. Și uitați-vă că prin acest regim, prin atenție, prin disciplină, v-ați decis într-o zi. Ne-am decis într-o zi, da. Ceapa asta s-o tai? Tot mărunt. Tot așa. Eu cred că e mai mult de nevoie, că nu a fost de voie, că v-ați schimbat la... Da, mai mult. Dar să știți că e mai bine să o faci nu de nevoie, să o faci așa, din... Conștient. Conștient, da, da. Super. Și copiii dumneavoastră și toată familia. Da, 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 toată familia. Am înțeles. Toți împreună am decis să mergem pe această cale, care este mult mai simplă. O să vedeți cât de repede se gătește ciulamaua noastră de azi. Plus la asta, m-ați întrebat de ce carnea nu este recomandată, pentru că... Și lactatele, carnea, de lactate la fel. Da, tranzitează foarte greu organismul nostru, conține foarte mulți hormoni și hormonii din alimentele de origine animală intră în conflict cu... În conflict, chiar intră într-un conflict, asta este de... Cu hormonii corpului uman. Așa, puteți să o puneți aici. Doamne, dar cum arată o sărbătoare de asta sau un eveniment festiv în familia dumneavoastră fără carne? Iată, această salată o să fie ceva festiv. O să fie ceva foarte, foarte interesant. Ciulama, da? Așa. Noi pregătim ciulama încă o dată. Ciulama, ciulama din crucifere. Din crucifere. Da, păi din diferite tipuri de varză, să zicem. Aha. Așa, mai pe moldovenește. Așa. Acum o să uitați-vă ce frumos arată. Frumos arată, corect? Vă place? Așa. Place? Da, 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 da. Acum o să pregătim un sos pe care noi îl numim, adică poate înlocui maioneza vegană. Pentru asta ne trebuie un pic de apă. Ați spus că mi-aduceți tot ce am nevoie. Avem apă, este apă, de ce nu putem să pregătim și apă? Avem vreau un pahar de apă. Un pahar de apă? Da. Ok, între timp cât eu îmi ies și o să... Da. Puteți să-i convingeți pe cei de acasă să se facă vegetarian. Eu ies și acum și revin. Deci pentru sosul nostru de
Caju, avem nevoie, evident, de caju, 100 de grame. Caju neapărat trebuie să fie înmuiat înainte, să fie hidratat. O să primească un pic mai mult, dar când e mai mult, e un pic și mai gustos. Avem nevoie de un picuț de suc de lămâie, pentru asta o să luăm o lămâie. Și o să stoarcem așa un pic de suc de lămâie, chiar aici. Totul este bine, totul este în regulă, da. A ajuns și apa. Da, un picuț, o spun eu singurică, da. Așa, mulțumim. A, și acolo se face și sosul, da? Da, aici se face și sosul. După care vom pune usturoi, usturoi de curățit. Cum îl tai, doamnă? E curățit. Așa îl punem. Îl punem așa, doar cât ai rădăcina asta. Deocamdată, da. Uh-huh. Așa, picuț de sare. Super. Ați mai pus sare, nu? Da, am mai pus sare. N-ați mai pus sare? Nu. Ce fel de sare, doamne? Asta este o sare de Himalaya, uh-huh. O sare foarte bogată în multe microelemente, uh-huh. Și e considerată una dintre... Și acolo avem ulei. Se deschide, da? Da. Un pic de ulei, o spunem undeva la 20 de mililitri de ulei. Super. Trebuie să fie ulei de măsline, nu știu dacă ăsta este de măsline. E ulei, e important că este ulei. Pentru cei de acasă care, pentru cei de acasă care își notează rețeta, ce are deja? Să fie ulei de măsline. Ah, ok, dar noi am pus ce avem aici în studio. Doamnă, dar aveți prieteni care i-ați convins să se facă vegetarieni? Foarte mulți, uh-huh. Foarte mulți. Deci, cel puțin, deci ideea este nu neapărat să devii vegetarian, să mănânci mai sănătos și ori de câte ori este posibil să faci o alegere, da, mai sănătoasă decât... Eu dacă vorbesc, nu o să mă auziți. Ok, facem o pauză. Este minunat. Este gata, da? Am înțeles. Da, da. Este un sos. Este un sos care la culoare seamănă cu smântână. Da, da, da. Oh, da, e complicat să-l puneți așa. Ok, se toarnă aici, da? Da, înainte de a o turna, noi o să mai adăugăm încă quinoa. Asta okay, este, deci quinoa este o cereală care anul trecut a fost... Seamănă cu orezul. Seamănă cu orezul, este foarte sănătoasă și are proteina completă, exact ca și carnea. De aia super. Și are și numele acesta, pentru că este înlocuitor de carne. Minunat, da. Spuneam de ciulama. Uitați-vă și ciulamaua noastră cum arată. E în formă de asta, da. Mai simplă, da, mai ușor să mai descompune gustată. În organism. Da, o să este punem un bună. Pic de semință de susan, la fel este hidratat, susanul okay. Integral, pentru ca să ne dea și o senzație așa de că se mestecă mai mult. Hidratat, asta înseamnă că este pus în spălat, apă pe câteva, înmuiat, da? Înmuiat pe câteva ore. Okay. Și acestea semințe. Sunt niște semințe de floare a soarelui, gustați un pic să vedeți cât îți gustați. Chiar îmi plac. Care sunt, deci, vedeți, încolțite, uh-huh. Și deshidratate. Dar nu o să iasă în floarea soarelui pentru că e încolțită în stomac. Trebuie să așteptați nostru. Vreo 90 de zile ca să iasă. Oho, super. Așa, și acum trebuie dimesticat un pic, după care o să adăugăm... Da. Sau... Da. Așa, ia uitați-vă ce bine. Da, și acum o să adăugăm sosul. Și rețeta noastră este făcută rapid. Ciulama, ala... Vegetarian trebuie să fie și gustoasă și e dimineață. Poate fi servită, doamne, dimineață? Poate să fie și dimineață, dar este o mâncare mai mult de prânz. Aha, la miază. De exemplu, nouă acasă ne place să fie așa mai umed și mai atunci umed. Punem și mai mult. Și mie place mai da. Umed. Doamne, dar pot să-mi iau și o farfurie ca să gust? Dar da? Te rog, permiteți? Chiar te rog frumos, da. Sunt obligat. Prima eu gust. Da? Da. Să fie. Ca să știu dar vă dau și o farfurie sare. Și dumneavoastră. Da. Vă servez pentru că ați venit la noi în ospiții, da. Trebuie să fiu și un oaspete. De aia și ziceam eu, de două ori am zis că vreau și eu. Concentrat aici fiind. Așa. Numai o secundă să văd dacă are sare și are de toate, după care servez cu oaspeții. A, nu pot să iau, da? Nu-i acum bună. Da. Nu e bună, da? Acum bună. Puteți. Ok. Vă servesc așa. Să vedem. Deci, eu aș mai ciulama. Fi pus un pic de sare. Puteți să puneți? Uh-huh. Un pic de sare aș mai fi pus. Vezi cum cum e? Foarte bună. Eu e tot bună. Așa zic. Seamănă cu o salată de asta de vară. E bună pentru vară, e răcoritoare. Se simte un... chiar dacă nu avem castraveți, are un gust de castraveți, uh-huh. Așa, foarte bun. Da, da. Se simt și semințele, sunt foarte bune pentru sănătate. Și cum a spus și doamna Gavriliță, poate fi servită și la miază. Cei care astăzi sărbătoresc ziua vegetarienilor, vegetarienii, la mulți ani, să fiți sănătoși. Și pe lângă ei și cei care mai mănânc carne, ca mine și ca colegii mei de după camere.
Vă mulțumesc mult, doamnă. Gustos și sănătos. După emisiune pot să notez și eu rețeta? Da, vă rog. Ok, bun, o să fac. Mersi mult. Vă mai așteptăm și altă dată, doamnă. Mersi mult. Mulțumim. Să aveți o zi bună în continuare. Rămâneți cu noi.